Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mie îmi spune Vlad Gripincer, sunt de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la lansarea documentului Instanța Anticorupție. Este oare Instanța Judecătorească Anticorupție? Este oare aceasta necesară în Republica Moldova? Acest eveniment este organizat în două limbi. În partea dreaptă jos, ultima coloniță sub formă de cerc glob, veți găsi traducerea din limba română în engleză și viceversa. La acest eveniment au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, judecători, reprezentanți ai Procuraturii, dar până a trece să discutăm despre cine sunt invitați aici, aș vrea să fac o incursiune în de ce am elaborat acest document acum. Bineînțeles că în Republica Moldova fenomenul corupției este larg răspândit potrivit tuturor evaluărilor efectuate de către instituții independente. Ultimul barometru al opiniei publice, făcut public săptămâna trecută, confirmă încă o dată că persoanele consideră combaterea corupției este în primele 3 sau 4 probleme cu care trebuie să se ocupe politicienii. Și acest lucru vorbește încă o dată de câtă presiune este din partea societății ca fenomenul corupției să fie pus în anumite limite acceptabile. De-a lungul timpului, în Republica Moldova s-au lansat idei prin crearea instanțelor judecătoriești anticorupție și despre anume acest subiect vom discuta. Acest document face o analiză și colegul meu Daniel Goenic va vorbi ulterior, face o analiză atât a datelor statistice cât și a practicilor comparate din diferite țări la acest capitol. La sfârșitul analizei sunt și anumite propuneri. Documentul va fi disponibil pe pagina web a CRJM în câteva minute. Și îl veți putea consulta acolo. Între timp, esența lui va fi proiectată pe o prezentare PowerPoint în fața dumneavoastră în timpul discursurilor pe care le avem. Evenimentul de astăzi este programat să dureze timp de o oră și jumătate. Potrivit agendei, noi vom prezenta eu și Daniel Goenic vom prezenta principalele constatări ale analizei. Ulterior, mi-a fost comunicat că și reprezentanții autorităților publice ar dori să intervină. Și vă rog, reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției sau Procuraturii, să vă pregătiți pentru alocuțiuni dacă le veți avea după prezentarea noastră. Evenimentul este programat să finalizeze la ora 10, la 11:30 de minute. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi la lansarea acestui document și voi oferi cuvântul lui Daniel pentru prima parte a prezentării, nu înainte însă de a menționa că acest document a fost elaborat în cadrul unui proiect care este finanțat de către USAID și fără această susținere, probabil că această analiză nu ar fi fost produsă. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Daniel, ai legătura. Bună ziua tuturor! Numele meu este Daniel Goenic și sunt consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice. Până încep prezentarea, doreau să confirmați că prezentarea se vede. Vă rog să o faceți full screen, domnule. Acum este mai bine? Da. Pe cum aș menționa domnul Grubincea, scopul acestui document este analiza oportunității creierii în Republica Moldova a unei instanțe anticorupție. Pentru aceasta am încercat să vedem care este contextul, documentele de politici și justificarea acestei inițiative. Această inițiativă nu este una nouă pentru Republica Moldova și pentru prima dată asemenea inițiativă a fost lansată de Ministerul Justiției anul 2015.
Atunci autorii pledau pentru lichidarea judecătorii militare, iar în incinta acelei clădiri să fie amplasată o instanță specializată doar pe cazuri de corupție. Într-un final, instanța militară, după cum știți, a fost lichidată, iar această inițiativă nu s-a materializat. Totuși, în anul 2020, autoritățile naționale au revenit la această inițiativă. Și astfel, primul document de politici care trebuie enunțat este planul de acțiune al Guvernului pentru anul 2020-2023, care la punctul 1.9 prevede elaborarea unui studiu de oportunitate și necesitatea creierii unei instanții anticorupție. Totuși, la 10 iunie 2020, Ministerul Justiției a inițiat deja procedura de elaborare a unui act normativ, deși termenul scadent în planul de acțiuni pentru elaborarea acelui studiu era septembrie 2021, adică până la finalizarea acțiunii este cel puțin un an de zile. Și dincolo, legea cu privire la actele normative prevede că în cazul în care autorul sau instituția publică pledează pentru modificarea unei legi sau pentru elaborarea unui act legi care prevede instituționalizarea sau organizarea unei instituții nouă și prevede și anumite cheltuieli bugetare, un studiu de oportunitate este obligator. Dincolo la 3 iulie 2020, Ministerul Justiției deja a proces la consultările publice cu alte autorități publice interesate și societatea civilă privind analiza și elaborarea acestui act normativ. La 19 iunie 2020, peste o săptămână, un grup de deputați în Parlament au înregistrat un proiect de lege cu privire la Curtea Anticorupției. Acel proiect prevedea că să există o instanță specializată la Chișinău, instanța de fond, și un complet specializat în cadrul Curții de Apel. La 30 septembrie 2020, Procurorul General al Republicii Moldova a solicitat CSM și Ministerul Justiției instituirea completelor de judecători specializați în examinarea dosarului privind furtul miliardului. El, această sesizare prevedea că în cadrul judecătoriei Buiucani și judecătoriei Rășcani să fie creată complete specializate de judecători specializați pe anumite aceste cazuri de corupție. La 13 octombrie 2020, CSM a acceptat demersul Procurorului General și a recomandat președintele judecătoriei Chișinău și președintele Curții de Apel Chișinău să asigure specializarea judecătorului în domeniul infracțiunilor economice, de corupție și cele conexe corupției. Totodată, CSM a atenționat președinții acestor instanțe despre necesitatea respectării legislației privind distribuirea aleatorie a dosarului. Făcând o concluzie la acest aspect, înțelegem interesul bătit al reprezentanților executivului, guvernului, Ministerul Justiției, precum și a reprezentanților legislativului și organelor de aplicare a legii, privind organizarea, privind oportunitatea organizării și înființării în asemenea instanță. Prin urmare, scopul studiului nostru să vedem dacă această instanță este oportună în contextul național. Prin urmare, metodologie. Am analizat datele statistice oficiale existente pe paginile publice ale autorităților naționale, cum ar fi Agenția pentru Administrarea Instanțelor Judecătorești, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție. Am analizat standardele internaționale în materie specializării judecătorilor. Am analizat practica comparată cu privire la instanțele judecătorești anticorupție existente la nivel mondial și la nivel european. La acest aspect am analizat rapoartele publice ale autorităților publice a celor state, precum și a societății civile. Cu unii reprezentanți am avut câteva interviuri să înțelegem care este oportunitatea și care sunt rezultatele celor instanțe. Deși nu ne-am propus să facem o evaluare sistemică a celor instanțe, totuși anumite concluzii vor fi trasate în continuare. Am analizat care sunt factorii de risc care ar putea cumva combate sau combate această necesitate de a crea o instanță anticorupție în Republica Moldova. În acest aspect începem cu o analiză comparată, să vedem care este situația. Am făcut o cartografiere a înființării instanțelor specializate anticorupție la nivel mondial. Deși literatură de specialitate există puțină,
Totuși, din datele publice care le-am putut identifica, precum și din câteva surse biografice, am identificat 26 de jurisdicții în care au fost sau în care există instanțe specializate anticorupție. Totuși, trebuie să fac o remarcă, aceste instanțe nu sunt clasice anticorupție. Sunt, în majoritatea cazurilor, niște tribunale penale speciale. Și, în particular, vor vorbi în continuare. Precum și dumneavoastră observați, majoritatea statelor care au instituit instanțe specializate anticorupție sunt din Asia și Africa. Cea mai veche și prima instanță a fost cea din Filipine, în 1979, iar restul au fost înființate cu 15 și 10 ani în urmă, concomitent sau după înființarea unei agenții, procuratură, cu alte cuvinte, specializată pe cazurile de corupție. Dacă, să spunem așa, din seria Vreau să știu, de exemplu, există diferite tipologii de instanțe specializate și modele. De exemplu, sunt judecători solo, doar sunt în unele state, doar prima instanță este specializată, gen Burundi, Camerun, Nepal. Există instanță de hip-hip-bit, adică care analizează și dosare specializate ca instanță de fond sau analizează și dosare de drept comun, gen Botswana, Filipine, Uganda. Și sunt instanțe de sisteme complete, adică instanțe de fond și instanțe de apel specializate, ca în Afganistan, Indonezia, Malaezia. De exemplu, referindu-ne la gen Indonezia, există o pregătitivitate ca toate cazurile care sunt de corupție să fie înregistrate audio și video, ca judecătorii la Curtea Supremă și publicul larg să vadă raționamentele și raționamente și concluziile judecătorilor în instanța de specializat. La fel, Indonezia impune un termen scurt de analiză a dosarelor și, de exemplu, în fond este necesar doar în 60 de zile. La apel în 90 de zile și Curtea Supremă, care este mai generală, în 60 de zile. Să se analizeze un asemenea dosar. La fel, din seria Vreau să știu, în Nepal, instanța specială va decide termenul doar în 6 luni, iar orice cale de atac este în 3 luni, deși instanțele generale nu au asemenea obligativitate. Reieșind din mai multe detalii privind instanțele din toată lumea, veți vedea în studiul nostru, dar reieșind din vicealitatea apropiată, vom încerca să analizăm mai în detaliat instanțele înființate în țările europene. Prima instanță care a fost înființată în Europa este cea din Croația și, de fapt, sunt 4 instanțe specializate în diferite orașe, în 4 orașe diferite ale Croației și se ocupă doar de corupția de nivel mediu și înalt și de cazuri legate de criminalitatea organizată. În aceste 4 instanțe activează 61 de judecători și aceștia primesc salarii mult mai mari decât judecătorii din instanțele de drept comun. Croația este un exemplu bun de combatere a corupției datorită faptului că există o procuratură anticorupție eficientă și care poate aduce dosare în fața judecătorilor instanțelor specializate. În Slovacia, pe lângă faptul de corupție, instanța are competențe exclusive asupra altor infracțiuni, gen infracțiuni economice, terorism, cele comise de grupări criminale organizate. Deși instanța a fost inițial ființată în 2007, în 2009 legislația care a ființat această instanță a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională Slovacă. Autorii sesizării au fost câțiva deputați și judecători slovaci. Motive de neconstituționalitate au fost două, în special salariile mari, vădit mai mari față de judecătorii din drept comun, și Curtea Constituțională Slovacă a considerat că aceste norme este una discriminatorie. Și a doua aspect este ce ține de avizul de securitate. Pentru a deveni judecător acelei curți anticorupție, era necesar un aviz de securitate de la Serviciul de Informare și Securitate Slovac. Curtea Constituțională a considerat că această normă dă mai multe împuterniciri executivului și pentru a declara incompatibil un judecător sau altul, respectiv este o mixtiune în judiciar. Parlamentul Slovac a reacționat prompt și a modificat legislația.
a făcut un tribunal special penal, adică acum nu mai este unul anticorupție. Sunt 13 judecători, cazurile mai mici sau de importanță mai mică judecă un singur judecător, de rezonanță mai mare sunt 3 judecători. La fel, salariul judecătorului din Slovacia este puțin mai mare ca la un judecător ordinar și reprezintă circa 130% din salariul unui membru al Parlamentului. Dar mai este o detalie, judecătorii din instanță specializată și Curtea Supremă, care este generală, dar care judecă dosarele care ajung la Curtea Supremă, primesc un anumit bonus pentru judecarea acestor cauze. Rezultatele instanței slovace din rapoartele care am identificat nu pot fi considerate uimitoare, este cumva mai rezonabil și mai funcționează rezonabil datorită că are un volum de lucru mai mic decât instanța de drept comun. În perioada 2017-2019, 40% din dosare de corupție priveau mică corupție de până la 100 de euro și alte 30% dosarele mai mari care priveau 1000 de euro. Următoarea stat este Bulgaria. Instanța are o caracteristică unui tribunal extraordinar și, de fapt, examinează cazul în virtutea profesiei inculpatului, adică funcționari publici de rang înalt, funcționari publici și în virtutea infracțiunii comise. În esență, de câte am înțeles de persoanele care am vorbit, din Bulgaria, această instanță specializată rivalizează mai mult cu instanța de drept comun și devine un loc pentru hărțuirea adversarilor politici, în dependență de guvernare care există în Bulgaria. Serbia. Serbia nu are o instanță specializată concretă, dar sunt instituite anumite departamente specializate în cadrul instanțelor de jurisdicție generală, fond și apel, și examinează doar cauzele de corupție mare și infracțiunile comise de grupări criminalizate, grupări criminale organizate, terorism, spălare de bani. Un exemplu este instanța din Belgrad, care judecă la nivel de fond, și instanța de apel Belgrad, care judecă la nivel de apel în cadrul celor departamente. Pentru a fi judecător a celor departamente, este necesar să ai 8 ani de experiență și ești selectat dintre cei mai buni judecători de drept penal. Sistemul instanțe din Serbia este foarte dificil, circa 159 de instanțe cu diferite competențe. Sunt instanțe de bază, instanțe superioare, înalte curți, comerciale de fond, comerciale de apel și așa mai departe. Instanțele de fond și departamentele de fond și hotărârile departamentului de fond și celor de apel sunt contestate la Curtea Supremă de Justiție în regulă generală. Cam asta la Serbia. Ucraina. Cred că aici vom atrage mai mult atenție, fiindcă este țara vecină în mijlocit. În cazul Ucrainei, înființarea instanței anticorupție a fost una dintre recomandările organizațiilor internaționale. De exemplu, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în 2015 a propus asemenea proiectul Ucrainei. La fel, Comisia de la Veneția a salutat aprobarea asemenea proiect, fiindcă cazul Ucrainei este unul excepțional. Pe cum Comisia de la Veneția s-a exprimat, singura cale de urmat împotriva corupției în cazul Ucrainei este instituirea promptă a unei instanțe specializate. De fapt, instituirea nu a fost promptă, ori proiectul a fost elaborat în 2015, a fost înregistrat în Parlament în decembrie 2017, procesul de selectare a judecătorilor a durat până în aprilie 2019, iar instanța propriu-zisă a început activitatea în septembrie 2019. Ce este specific Ucrainei, toți judecătorii au fost intervievați și selectați de către o comisie formată din experți internaționali, cu o experiență vastă în domeniul dreptului și cu reputație impecabilă. Au participat peste 300 de candidați și la cele 39 de locuri vacante. 27 din ei activează în instanța de fond specializată, iar 11 ca judecători la Curtea de Apel specializată. Această instituție, fond apel, are un singur președinte. Ideea este că părțile pot contesta hotărârile instanței specializate fond apel la Curtea Supremă de Justiție, dar nu în cadrul, nu într-un complet format de judecători specializați, dar la cei judecători la Curtea Supremă de Justiție care existau, care sunt și acum în instanța supremă. Conform unei evaluări preliminare, la începutul activității Curtea Specializată s-au întâmplat diferite provocări
fiindcă volumul de muncă era foarte mare, peste 3500 de cazuri și materiale care au fost colectate de pe întreg teritoriul Ucrainei. Fapt care a blocat în timp întrerupt activitatea instanței. Am putut găsi raportul de activitate a instanței date pentru lunile septembrie-decembrie 2019 și am observat că au fost examinate 56 de dosare. Este dificil de examinat încă, de evaluat performanța acestei instanțe. Și ultima instanță este instanța de Albania, care a fost recent instituită, are mai puțin de jumătate de an de activitate. De fapt, albanezii au făcut două curți. Curtea specială Fond Apel contra Corupției și Curtea specială Apel, Fond Apel contra Combaterii Criminalității Organizate. N-am putut găsi nicio evaluare a performanței Albaniei, încă este termenul destul de scurt. Ca o concluzie la analiza comparată, ceea ce am putut observa că chiar deși în câteva țări europene a fost înființată asemenea instanță, este foarte dificil în practic de dovedit eficiența lor. Fiindcă, de exemplu, în țările unde nivelul de corupție este foarte mic sau cel mai mic, gen Danemarca, Elveția, Norvegia, Suedia, asemenea instanțe anticorupție nu au fost organizate sau înființate. Prin urmare, pare destul de naiv să sperăm că activitatea unei instanțe specializate anticorupție de sine statător va fi suficientă pentru combaterea eficientă a corupției. În continuare, l-aș ruga pe Vlad să ne spună despre factorii de risc, despre volumul de muncă și alte aspecte ce trebuie să ținem cont pentru organizarea eventuală a unei instanțe anticorupție. Vlad, te rog. Mulțumesc, Daniel. Înainte de a trece la prezentarea datelor statistice, vreau să fac o incursiune istorică în crearea instanțelor anticorupție. Prima instanță anticorupție în lume a fost creată în Filipine, în anul 1979. Asta e 41 de ani în urmă. Filipine astăzi se află pe locul 113 din potrivit Transparency International la indicele percepției corupției. Iar Republica Moldova este la nivelul 120. Diferența dintre noi și Filipine fiind de un singur punct în percepția corupției în anul 2019. S-a fost ca o introducere generală și o confirmare a faptului că însăși existența instanțelor anticorupție nu este o panacee în lupta cu corupția. Combaterea corupției este ceva mult mai complex și o singură instanță nu poate soluționa problemele. Mult mai eficient în practic se poate dovedi a fi un organ de urmărire penală anticorupție decât o instanță anticorupție fără toate periferia de care are nevoie. Dar să revenim înapoi la volumul de muncă, fiindcă atunci când decidem dacă o instanță este sau nu este fezabilă de a fi creată, trebuie de uitat în primul rând cu ce se va ocupa acea instanță. Primul element este cât de fapt va fi sarcina de muncă acelei instanțe, să nu se întâmple așa încât judecătorii din unele instanțe se neacă în dosare, iar din alte instanțe nu au nici măcar a 10 parte din volumul de muncă al judecătorilor obișnuiți. Situația dată de fapt am avut-o cu tribunalele militare, când sarcina medie iar sistemul judecătoresc era de circa 900 de dosare per judecător anual, iar la judecătoria militară, toată judecătoria militară examina 70 de dosare anual în 3 sau 4 judecători, adică diferența dintre un judecător drept comun și un judecător la judecătoria militară era de circa 20 de ori în volumul de muncă. Revenim înapoi, am analizat volumul de muncă generat de cauzele de corupție, și am luat ultimii 5 ani de zile, 2015-2019. Observăm că în mediu, da, Procuratura Anticorupției pornește circa 300-400 de urmăriri penale, sau CNA, 300-400 de urmăriri penale anual, din circa 2000 de sesizări pe care le primește, dar nu le-am analizat acolo. Am analizat doar dosarele care ajung în judecat, fiindcă astea vor consti mai mult sarcina de muncă a acestor judecători. Și observăm aici că în mediu, în perioada anilor 2015-2019,
dosare totale în tot sistemul judecătoresc din Republica Moldova de corupție sau care au legătură cu corupția, a fost 199. 199 de dosare total transmis. Este total transmis în instanță de judecat și examinat. Dintre acestea s-au finalizat cu pronunțarea unei hotărâri în medie 162 de dosare pe an. Adică rețineți, 199 dosare primite, 162 de dosare în care s-a emis în sentință, sunt și multe alte dosare în care s-a încetat procedura pe motive procesoare. Acum, mai jos, am pus un alt grafic cu un alt tabel cu datele statistice prin volumul de muncă per sistem, per sistemul judecătoresc în Republica Moldova. Și dacă ne uităm atent, atunci observăm că media anuală a cauzelor examinate per judecător în anul 2005 a fost 15, a fost de 6,3 dosare. În anul 2019 a fost de 6,37 dosare. Nu a variat foarte mult. Media pe anii 2015 și 2019 a fost de 620 dosare. De asemenea, media lunară a unui judecător, adică cât examinează într-o lună de lucru un judecător, vă aduc aminte că judecătorii au concedii mai mari, adică efectiv ei lucrează anual circa 10 luni și jumătate. Sau chiar mai puțin un pic, media, sarcina medie lunară a unui judecător era de 68 de dosare. Și atunci ne întoarcem și cumpărăm aceste date. Volumul total de muncă în dosarele de corupție sunt 160-190 de dosare. Iar volumul de muncă anual a unui judecător este de 620 dosare. Adică volum, eu înțeleg că poate dosarele de corupție ar putea să fie mai complicate decât dosarele medii obișnuite. Dar în oricare caz, numărul dosarelor de corupție este de 3 ori mai mic decât volumul de muncă a unui singur judecător. Însă noi nu putem scrie o instanță cu un singur judecător, fiindcă avem nevoie și distribuirile a doua dosarelor. De aici rezultă un singur lucru, că volumul de muncă generat de cauzele de corupție nu este chiar atât de mare încât să justifici crearea unei instanțe. Și aici, când e vorba de crearea unei instanțe, nu trebuie să uităm de un lucru. În anul 2016, când s-a luat decizia prin optimizarea hărții judecătorești, la baza acestei decizii s-a pus conceptul că într-o instanță, pentru a asigura distribuirile aleatorie și o eventuală specializare mai îngustă, nu pot fi mai puțin de 9 judecători. Dacă avem mai puțin, haideți să ne închipuim că avem, poate chiar nu 9, ci 5 judecători, acești 5 judecători vor avea o sarcină medie de 40 dosare pe an. Iar colegii lor în instanțe de drept comun vor avea 620 de dosare. Adică de 15 ori mai mult. Acest lucru tot ar trebui să ne trezească întrebări. Da, următorul slide, vă rog. Am încercat să verificăm care este, de fapt, ponderea dosarelor de corupție în toate cauzele examinate penale. Și am observat că în anul 2019 au fost examinate în total 12.800 de cauze, iar cauzele de corupție au reprezentat doar 1% din totalul cauzelor examinate. Cele mai răspândite infracțiuni examinate au fost în domeniul transporturilor, 39%, furturi și jafuri, 19%, circulație ilegală a substanțelor narcotice, 7%, huliganismul, 7%, escrocheria, 4%, infracțiunile contra justiției, 3%. Dar în acele domenii noi nu avem instanțe specializate. Mă rog, următorul slide. Conceptul general de crearea instanțelor, dacă ne gândim la crearea instanțelor anticorupție, atunci trebuie să luăm în calcul că nu e vorba doar de o singură instanță anticorupție. Este vorba probabil și de o instanță de prim nivel, pe urmă o instanță la nivelul curții de apel, și eventual specializare la Curtea Supremă de Justiție, fiindcă altfel nu se atinge scopul. Și anume, scopul, din cât înțeleg eu, este prin crearea acestor instanțe,
este de a asigura o examinare mai rapidă și mai eficientă a cazurilor de corupție. Specializarea instanțelor la prim nivel, fără o instanță de apel și fără o curea de transmisie la Curtea Supremă de Justiție, nu va duce niciun fel de efect dacă judecătorii din prima instanță chiar își vor face bine treaba, iar la Curtea de Apel vor fi aceiași judecători, situația nu se va schimba simțitor. Pentru că și astăzi judecătorii de la Curtea de Apel examinează cauzele de corupție. Și nu cred că practica se va schimba simțitor. Adică trebuie să ne gândim la un sistem mai complex de instanțe. Asta e unul. Doi, practica instanțelor specializate din Republica Moldova, când aveam o singură instanță specializată per sistem, s-a dovedit a fi vicioasă. De ce? Fiindcă toate dosarele s-au concentrat într-un singur centru și atunci am avut suficiente dubii de a crede că e ceva e putred în Danemarca. Am examinat în teritorii să vedem câte dosare se examinează, dacă creăm o instanță totuși, haideți să creăm o instanță, câte dosare se examinează în Chișinău și câte dosare erau examinate în alte regiuni ale țării decât Chișinău. Datele din acest grafic confirmă că mai mult, circa două treimi, cel puțin în anul 2019, 158 dosare de corupție examinate în final, 59 au fost examinate de judecătoria Chișinău, iar 99, adică circa 60%, au fost examinate de către alte judecătorii din țară. Deci înseamnă că 60% din dosarele corupției vor trebui să fie luate din teritoriu, aduse la Chișinău, judecate în Chișinău. Aceasta de asemenea este o problemă. De ce? Deoarece îngreunează participarea persoanelor în proces și a procurorilor de asemenea, fiindcă în mod normal instanțele anticorupție trebuie să fie sincronizate cu procuraturile specializate. Noi avem o procuratură specializată, noi avem CNA, Procuratura Anticorupție, și aceste procuraturi, Procuratura Anticorupție și CNA, are trei oficii, în Chișinău, Cahul și Bălți. Prin urmare, crearea unei singure instanțe în Chișinău ar constrânge procurorii de la Cahul și la Bălți să vină la Chișinău. Sau, după finalizarea urmăririi penale, se transmită dosarul lor procurorilor din Chișinău, ceea ce ar pune o sarcină excesivă, extra, pe procurorii din Chișinău, care și așa au destul de mult de lucru. Vă rog următorul slide. Alte aspecte care trebuie de subliniat, pe lângă volumul de muncă, distribuirea teritorială, este cauzele de corupție prin sine nu sunt complicate în examinare în instanță de judecată. Și asta am văzut-o după modul cum ele se examinează. Practic, câte dosare sunt transmise în judecată, atâtea se finalizează. De corupție vorbesc acum. Mai mult ca atât, mai mult de 60% din cauze de corupție se finalizează prin procedura simplificată. Fie acord recunoașterea vinovăției, fie examinarea cauzei în baza probelor administrative de procuror la faza urmăririi penale. Adică, de facto, persoanele acuzate recunosc vinovăția. Ce este important, totuși, este ca să ai un sistem de investigare, pentru că, da, cauzele de corupție nu sunt greu de examinat, dar sunt greu de investigat. A doilea aspect este că însăși specializarea îngustă a judecătorilor nu este recomandată internațional. De ce? Deoarece în momentul în care ai o specializare foarte îngustă în prima instanță sau și vrei să fii promovat în instanța de apel sau la Curtea Supremă de Justiție, acest lucru se poate întâmpla foarte greu. Și exemplu clasic sunt judecătorii de instrucție din Republica Moldova existenți până în 2012. Ei erau numiți ca o categorie separată de judecători care activau într-un domeniu foarte specific și când vroiau peste 5-6 ani să fie promovați la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă de Justiție, înțelegeau că, de fapt, profilul profesional pe care ei și l-au creat timp de 10-15 ani de zile nu le permite lor efectiv să promoveze. Deoarece la nivelul instanțelor de apel sau a Curții Supreme de Justiție nu prea este nevoie de cunoștințele pe care le-au căpătat în prima instanță. De aceea, specializarea foarte îngustă a judecătorilor nu este recomandat pentru a da o șansă judecătorilor să evolueze în scară profesională. Asta e unul. Și doi, judecătorii trebuie să poată judeca. Trebuie să aibă un discernământ, o logică clară, o abilitate de a lua decizii, iar deja în ce domeniu ei vor aplica acele cunoștințe,
ele se adaptează în funcție de perioadă. De exemplu, în multe țări, specializarea judecătorilor nu este pe viață. Este o specializare pe o anumită perioadă de timp, cel puțin în prima instanță și curțile de apel, și prin rotație judecătorii schimbă specializarea odată la câțiva ani. Anume pentru a asigura și excluderea acestui factor de rutină în examinarea anumitor tipuri de cauze, să nu știm că momentul este general confirmat, de fapt, că momentul în care intră într-o rutină de examinare anumitului tip de cauze, mai puțin atrage atenție la faptele cauze și mai mult la practica deja stabilită, care nu totdeauna este cea corectă. În anul 2017, dacă nu greșesc, CRJM a făcut o analiză a cauzelor de corupție. Spuneam a sancțiunilor în cauzele de corupție. Spuneam anterior că unul din motivele pentru crearea instanțelor anticorupție ar fi uniformizarea sancțiunilor în care se aplică în cauzele de corupție. Pe surprinderea noastră, am constatat că la capitolul sancțiunilor pentru corupție, practica judecătorească este cea mai uniformă din cele care le-am examinat. Noi la CRJM am făcut 6 analize de acest gen, una dintre care a fost pe cauze de corupție. Și atât, doar în cazurile de corupție nu am constatat o discrepanță în practica aplicării legii. Practica Curții Supreme de Justiție și a celorlalte instanțe judecătorești la acest capitol era cât de cât consistentă, mult mai consistentă decât în alte domenii. În urmare, argumentul de genul trebuie să asigurăm o consistență în practica aplicării sancțiunilor pentru corupție nu trage. Ea este consistentă chiar și la moment. Întrebarea este în ce constă acea consistență? Poate sancțiunile sunt prea blânde, dar dacă sancțiunile sunt prea blânde, atunci se modifică legea și atunci sancțiunile automat cresc dacă avem o tendință de asigurare a consistenței practicii judecătorești. În anul 2014, noi am făcut o analiză, am chestionat judecătorii privind la specializarea, instanțele specializate. Și atunci, mai mult de 40% din judecători au declarat, repet, așa, 2014, au declarat că crearea instanțelor specializate nu este susținută de către ei. 20 au spus că le este greu să răspundă, iar 20 au susținut această idee de instanțe specializate. Adică nici măcar la nivelul judecătorilor nu există o convingere că instanțele specializate sunt necesare. Din contra, mai mulți judecători n-ar susține această idee. Practica comparată de asemenea. Vorbeam anterior de statistici, practica comparată, și vă aduc aminte, primul țară în care s-a creat instanța anticorupție a fost Filipine, a doua a fost Pakistan. Filipinele și astăzi este o țară destul de coruptă și Pakistanul de asemenea este o țară destul de coruptă. Adică vedem că chiar dacă în Pakistan instanța a fost creată în 99, adică 20 de ani în urmă, n-am văzut un impact practic al acestei măsuri. Crearea instanțelor anticorupție, judecătorești anticorupție în practică nu s-a dovedit a fi încă o măsură destul de eficientă. Adică să spunem că da, înscriem o instanță anticorupție judecată și ulterior, imediat vom avea o schimbare la față a luptei cu corupția, nu s-a dovedit a fi o ipoteză valabilă. De asemenea, această inițiativă comportă și anumite riscuri. Primul este reducerea beneficiilor acordate de repartizare aleatorie a dosarelor. Noi știm că deseori anumite dosare se doreau în trecut să ajungă la anumite judecători și din acest motiv fie nu se aplica sistemul distribuirii aleatorii a dosarelor, fie acest sistem de distribuire aleatorilor nu era chiar așa de aleatoriu. În ultimii ani s-au făcut progrese la acest capitol și dosarele sunt distribuite aleatoriu, pe computerizat. Dar pentru ca să distribuie aleatoriu dosarele, trebuie să ai în primul rând un număr mare de judecători care îți poți face această distribuire, adică cel puțin 5. 3 situații critică. Și a doua este că acești judecători trebuie să aibă suficiente garanții de independență însăși. Adică în momentul în care vei avea 5 judecători care sunt egal de influențabil, atunci, chiar dacă ai sistemul distribuirii aleatorie, ai o altă problemă, și anume influențarea mai ușoară a acestora. Mai ales în țările în care nu există o tradiție consacrată de justiție independentă.
Daniel vorbea anterior de experiența altor țări privind castele speciale de judecători specializați. Și mi-aducem aici aminte de instanțele economice din Republica Moldova, care era un sistem judecătoresc în sistemul judecătoresc, un sistem aparte de judecători, unde 19 judecători controlau tot ce se întâmplă în economia Republicii Moldova. Acea castă de judecători, care erau văzuți ca privilegiați, haideți să spunem așa, erau cumva tratați de frie de colegii săi. Și nu cred că asta a avut un impact foarte bun asupra atitudinii colegilor față de judecători. Chiar și practica acelor instanțe economice varia destul de mult de practica generală a Curții Supreme de Justiție, de exemplu, pe cauzele civile ordinare. Vă rog să trecem la următorul slide. Aș vrea să trec mai departe la soluțiile pe care le propunem. Primul grup, spuneam anterior, lupta cu corupția este un mecanism complex care nu implică doar crearea unui organ. Sunt mult mai multe lucruri. Este vorba de transparența în gestionarea statului, este vorba de sancțiuni foarte grave, limitarea discreției angajaților statului în luarea anumitor decizii, introducerea unor garanții suficiente ca funcționarii publici să țină la funcția pe care o dețin și, bineînțeles, presiunea societății pentru ca schimbările în lupta cu corupție să aibă loc. Noi și, bineînțeles, instituții funcționale care se poate investiga destul de rapid și sancționa adecvat faptele de corupție. Adică instanța anticorupție însăși nu e suficientă deloc. Spuneam anterior că cauzele de corupție nu sunt greu de examinat, ele sunt greu de investigat. În acest motiv, eu cred că noi trebuie să avem o instanță care să investigheze eficient corupția. Noi avem două la moment și aici ce este important în opinia noastră este să investigăm corupția mare, adică corupția funcționarilor de rang înalt și în momentul în care noi vom încerca să limităm această corupție la un nivel acceptabil, cealaltă corupție la nivel mic va dispare de la sine sau va fi ușor de combătut. De aceea trebuie să avem o instanță anticorupție care să investigheze cauzele de corupție în mod eficient. Noi avem Procuratura Anticorupției cu un mandat foarte larg și statistic vorbind, 80% din dosarele pe care le transmite în judecat Procuratura Anticorupției sunt de fapt despre corupția mică. Dosarele de mare corupție în ultima perioadă de timp nu s-au auzit despre ele. Ceea ce noi propunem este ca această competență a Procuratorului Anticorupției să fie îngustată, ei să se ocupe doar de acele dosare, ei să nu conducă urmărirea penală, ei doar să exercite urmărirea penală, și să fie responsabil anual pentru ceea ce produc. Acesta este modelul din aulă din România, de fapt. În Republica Moldova, repet, Procuratura Anticorupție nu se ocupă doar de corupție mare, care e mandatul ei principal, dar în practic se ocupă 4-5 de corupție mică, cauzele produse de către CNA. Întrebarea este ce facem cu dosarele produse de către CNA? Recomandarea noastră era să regândim CNA-ul, dar înțeleg că din punct de vedere politic lichidarea CNA-ului nu este o soluție valabilă. Și am recomandat ca cauzele care sunt urmărirea penală în care este efectuată de către CNA să fie conduse de către procuraturi altele decât cea anticorupție. Bunăoară, Procuratura Cahul, Procuratura Bălți sau Procuratura Chișinău. În acele procuraturi se pot crea subdiviziuni specializate care să facă aceste investigații. O problemă practică totuși aici este că Procuratura Anticorupției la moment nu este suficient de dotat cu specialiști, cu ofițeri de investigații pentru a lupta eficient. Dar această problemă tehnică trebuie soluționată de către Procuratura Anticorupție. Asta nu este o scuză pentru ca Procuratura Anticorupție să se ocupe în continuare de corupția mică. Următorul slide, vă rog. Întrebarea noastră era, dar este oare posibil ca judecătorii totuși să fie specializați în anumite domenii? Și aici noi am vorbit de trei forme de specializare în principal a judecătorilor.
Noi avem instanțe anticorupții, instanțe specializate, instanțe constante, separate. Asta e o formă de specializare. E cea mai extremă, hai să spunem așa. Doi, sunt colegii specializate în cadrul instanțelor deja existente, adică crearea unui grup de 5, 7, 10 judecători specializați care formal vor examina cauzele de un anumit tip care vin într-o instanță, dar de fapt vor fi parte a unei instanțe obișnuite. Și trei, sunt judecătorii specializați, adică nu există un grup de judecători specifici formați într-o subdiviziune separată în instanță, care se examinează anumite tipuri de cauze, dar totuși se cunoaște că 3, 4, 5 judecători sunt specializați în anumit domeniu și atunci distribuirea aleatorie se face între acei judecători. Un exemplu clasic este cauzele cu privire la minori în anumite instanțe din Republica Moldova. Noi nu avem subdiviziuni speciale care se ocupe de cauze cu privire la minori, dar în fiecare instanță se cunoască că sunt câțiva judecători specializați și atunci cu precădere aceste dosare ajung la ei. Iată, sunt trei forme de specializare. Și atunci, una din opțiuni care ar putea să fie în Republica Moldova este specializarea judecătorilor din instanțele în care există organ de urmărire penală care examinează cauze de corupție. Adică Bălți, Chișinău, Cahul. Locul aflării oficiilor procuraturi anticorupție și ACNA. Aici este o altă chestiune. Cum soluționăm atunci problema cu competențele judecătoriilor? Fiindcă la moment cu de procedură penală, prevede că urmărirea cauzele se transmită în judecată după locul comiterii infracțiunii. Adică chiar dacă urmărirea penală s-a efectuat la Bălți, iar crima a fost comisă la Briceni sau la Ocniță sau la Dondușeni, cauza se va duce la Dondușeni sau la Ocniță sau la Briceni. Ea nu se va examina la judecătoria Bălți, chiar dacă procurorul lucrează la Bălți. Noi recomandăm ca o soluție tehnică posibilă, ar putea să fie pentru specializare, modificarea articolului 40 din Codul de Procedură Penală, ca să prevadă că când este vorba de cauze de corupție, cauzele se vor examina nu după locul săvârșirii infracțiunii, dar după locul efectuării urmăririi penale. Situația asta noi am avut-o până acum câțiva ani. Când, dacă cauza se efectua, urmărirea penală se efectua la judecătoria în Orhei, de exemplu, infracțiunea fiind comisă la Bălți, dosarul nu se ducea la Bălți, dar ajungea tot în judecătoria Orhei. Aceasta, într-o oricare măsură, va salva, în primul rând, va permite specializarea judecătorilor și, a doua, va salva în timp procurorilor care se vor ocupa de aceste dosare. Încă o chestiune care vreau să menționăm, și anume forma de specializare a acestor judecători. În fiecare instanță, noi nu vedem posibilitatea cum în Republica Moldova poate fi creată o instanță anticorupție. Fiindcă nu avem nici volum de muncă și nu avem nici periferie suficient, suntem o țară prea mică. Totuși, o opțiune ar fi fost specializarea nici nu a judecătorilor, că nici nu avem volum de muncă pentru 5 judecători sau 3 judecători. Dar ceea ce este important este ca în domeniul corupției, în instanțele în care se vor specializa judecătorii, să fie cel puțin 3 judecători specializați în acest domeniu. De ce? Ca să păstrăm totuși sistemul de distribuire aleatorie cu implicații cât de cât practice asupra determinării faptului cine va examina acele cauze. Cineva răspunde, da, dar noi nu avem volum de muncă suficient pentru asta. Și răspunsul nostru este, da, noi nu avem volum de muncă suficient pentru 3 sau 4 judecători, dar aceasta nu înseamnă că judecătorii, da, când nu vor avea cauze de corupție, nu ar putea să examineze alte cauze. Și asta într-o care măsură va balansa volumul de muncă între judecătorii obișnuiți și judecătorii anticorupție. Specializați. Și aici intrăm un pic în plăți. Noi nu am analizat sistemul de remunerare, deoarece am văzut că în contextul Republicii Moldova nu se justifică crearea unei instanțe anticorupție, iar sistemul diferențiat de plată a judecătorilor anticorupție poate avea loc doar atunci când există instanțe separate anticorupție. Nu poți să ai în aceeași instanță judecători remunerați diferit, doar deoarece ei sunt specializați într-un anumit domeniu. Un alt aspect care Daniel probabil l-a scăpat, n-a reușit să-l menționeze, este experiența Ucrainei cu privire la crearea instanțelor specializate. A fost o provocare deosebită pentru Ucraina să identifice cine vor fi acei judecători care vor sta și vor examina cauzele de mare corupție. O problemă foarte mare
Și aici, de fapt, la identificarea celor judecători s-au implicat străinii. A fost o misiune separată de selectarea celor judecători. Impactul acestei instanțe încă nu este vizibil, dar să vedem ce se va întâmpla în următorii ani. Eu cred că aici prezentarea mea se termină și mă întrebam dacă reprezentanții autorităților ar dori să intervină. Mi-a fost comunicat că doamna Palanciuc este alături de noi de la Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și că ea ar putea să intervină dacă va avea ocazia. Doamna Palanciuc, dacă doriți, puteți să interveniți. Doamna Palanciuc nu este cu noi. Am văzut că este domnul Voloșin și doamna Negură de la agenție. Între timp, colegii mei au trimis aici în chat și mai este și pe la noi pe site documentul elaborat de noi este publicat deja pe pagina crgm.org și link-ul este în chatul de pe Zoom-ul puteți accesa acum doar în limba română pe moment, el a fi tradus în engleză în săptămânile ce urmează. Întrebam dacă reprezentanții Procuraturii Anticorupție sau ai sistemului judecătoresc ar dori să intervină, vă rog. Bună ziua! Da, domnul Voloșin. Dacă permiteți, Voloșin Alexandru, vrem să mulțumim pentru studiul destul de reușit, studiul care într-adevăr arată situația în caz dacă noi creăm această instanță de judecată, dar vrem să dau că să nu uităm, cum ați fost și menționat de către dumneavoastră, să nu uităm de repartizarea aleatoriu în caz în care noi creăm această judecătorie, ori singură judecătorie la Chișinău, ori trei judecătorii în raioane Bălți, Chișinău și Cahul. De orice, dacă ați fi numai trei judecători, de exemplu, specializați în dosarele cu anticorupție, noi suntem oameni și judecători pot fi ori în concediu, ori foaie de poală, ca să nu fie ca toate dosarele va fi repartizate a unui judecător. Asta vroiam să menționăm. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Voloșin. Am văzut că mai era o persoană care a dorit să intervină. Vă rog! Mă întrebam dacă cineva de la Procuratura Anticorupție nu ar dori să intervine sau de la CNA. Înțeleg că nu sunt doritori de a interveni. Dacă nu sunt doritori de a interveni, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Documentul, după cum am menționat, este publicat la noi. El va fi expediat și Ministerul Justiției pentru informare și eventual luarea unei decizii cu privire la această inițiativă. Noi, la CRJM, vom continua să venim cu opinii fundamentate cu privire la inițiativele de reformă în domeniul justiției, precum am făcut-o mereu. Și vom continua să luptăm pentru justiție și pentru drepturi pentru fiecare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și dumneavoastră pentru suportul depus. Cu plăcere! Mulțumesc pentru participare! La revedere!